Ideea că specii extraterestre avansate au vizitat cândva Pământul sau că încă îl vizitează este foarte populară printre mulți oameni. Inițiative sponsorizate de stat, așa cum au fost Project Blue Book în anii 50 și 60 sau programul A-tip în secolul 21, au înregistrat până acum mii de rapoarte despre OZN-uri și extraterestri. Ideea este că aceste creaturi extraterestre ne-ar putea invada la un moment dat planeta, dar dacă de fapt lucrurile stau invers, Astăzi vom încerca să vedem dacă nu cumva civilizațiile antice au plecat de pe planeta noastră. De zeci de ani există tot felul de speculații, unele destul de credibile, altele mai puțin credibile, cum că oamenii nu sunt prima formă de viață inteligentă care au evoluat pe pământ. Planeta noastră are peste 4,5 miliarde de ani și chiar dacă putem analiza anumite schimbări prin care a trecut cu destul de multă acuratețe, ideea că pe Pământ au trăit alte specii avansate cu miliarde de ani în urmă rămâne una plauzibilă. Este o temă foarte iubită și de scriitorii de romane SF, Doctor Who fiind una dintre primele lucrări ale genului care a introdus specia silurian încă din anii 70. Aceasta este o rasă de ființe umanoide cu o inteligență foarte dezvoltată și care a existat cu mult înaintea oamenilor. Este posibil ca ființe la fel de inteligente sau chiar mai inteligente decât oamenii să fi existat pe Pământ înaintea noastră? Și se poate ca aceste ființe să fi părăsit planeta din vreun anume motiv? Gavin Schmidt, director al Institutului de Studii Spațiale din cadrul NASA și fizicianul Adam Frank, cred că așa ceva este puțin probabil, dar este ceva care merită luat în considerare și analizat. Împreună, cei doi au dezvoltat o ipoteză legată de specia silurian. Au făcut investigații pentru a afla dacă oamenii moderni ar putea măcar să descopere dacă o civilizație industrială a trăit vreodată pe pământ înaintea noastră. Dacă o astfel de civilizație chiar a existat, în zilele noastre nu există niciun fel de dovadă pe suprafața planetei care să confirme asta. Dar, pentru cei doi oameni de știință, lucrurile sunt mult mai complicate. Un mod de a investiga existența unei civilizații anterioare este să ne gândim la ce surse de energie foloseau. În general, speciile avansate au nevoie de mai multă energie pe măsură ce populația lor crește, iar cel mai simplu mod de a obține energie, despre care știm noi, este prin arderea combustibililor fosili. Când facem asta, producem dioxid de carbon, iar oamenii de știință au metode prin care pot vedea cât dioxid de carbon este prezent în atmosferă la un anumit moment din istoria planetei. Deci, putem face o diagramă a carbonului de-a lungul istoriei, iar pe baza ei putem încerca să aflăm ce a provocat creșterea concentrației de carbon în anumite perioade. În ultima perioadă, se crede că din cauza noastră, cantitatea de carbon din atmosferă crește mai repede decât oricând. Deci, dacă o civilizație viitoare s-ar uita la acest punct din istoria planetei, ar găsi dovezi clare ale existenței noastre. Ipoteza siluriană încearcă să găsească ceva similar în istoria planetei, ceva care a existat cu foarte mult timp în urmă, acum aproximativ 55 de milioane de ani. Se pare că în acea perioadă a avut loc și o încălzire globală bruscă, care a cauzat fenomene meteorologice similare cu cele cu care ne confruntăm acum, și care probabil că se vor agrava. Aceasta nu este totuși o dovadă că existau ființe inteligente în acea perioadă, ci mai degrabă că ceva natural sau artificial făcea pământul să se schimbe. Dacă presupunem că totuși o specie inteligentă trăia aici în acea perioadă, o creștere bruscă a temperaturii planetei ar fi fost un motiv destul de bun ca această specie să părăsească pământul. Trebuie doar să ne uităm la câte eforturi face acum omenirea pentru a cuceri sistemul solar pentru a înțelege raționamentul unei astfel de acțiuni. În secolul 21, omenirea a pus ochii pe Marte în primul rând, dar și pe alte planete apropiate sau pe sateliții naturale ai acestora, cum ar fi Europa, Satelita lui Jupiter sau Titan satelita lui Saturn. Pentru o civilizație antică este posibil ca destinația să fi fost diferită. Alte teorii destul de îndoielnice susțin că civilizația care a trăit aici era atât de avansată încât și-au șters toate urmele înainte să părăsească planeta, anticipând probabil că o altă civilizație se va dezvolta aici la un moment dat. O altă explicație ar putea fi faptul că au încercat din răsputeri să oprească schimbările climatice, reducând emisiile de carbon, așa cum încercăm și noi în momentul de față și au și reușit. Iar prin asta au șters amprenta de carbon pe care am fi putut să o vedem acum. Important este faptul că deși toate aceste teorii sunt destul de plauzibile, nu există încă dovezi clare cum că o astfel de civilizație ar fi existat vreodată. Singurul lucru de care putem fi siguri în momentul de față este faptul că Pământul a mai trecut prin schimbări climatice. Cu toate astea, nu știm ce a cauzat creșterile bruște de temperatură din trecut. Suntem destul de siguri că schimbările de acum sunt accelerate de activitatea umană, dar asta nu înseamnă neapărat că și si schimbările care au avut loc în trecut au fost cauzate de o civilizație avansată. Cu toate astea, nici oamenii nu ar trebui să se aștepte să fie amintiți pentru totdeauna. Într-adevăr, impactul nostru este foarte mare. Am construit zgârie nori și nave spațiale cu care să ajungem pe lună, dar toate astea ar putea fi ceva temporar în istoria atât de lungă a unei planete. Adam Frank susține că în câteva milioane de ani orice urma civilizației noastre ar dispărea. Dovada pe termen lung a faptului că am existat pare să fie în orașele, drumurile și monumentele pe care le-am construit, dar dacă și oamenii ar dispărea dintr-un motiv anume, toate acestea s-ar nărui și plantele, râurile și oceanele, ar recuceri peisajul și ar dezintegra complet tot ceea ce noi am construit. Chiar dacă pare că am cucerit pământul, de fapt doar 1% din suprafața planetei este considerată ca fiind urbanizată. Oricât de mult ne-am dorit să lăsăm în urmă o moștenire, toate realizările omenirii ar putea fi șterse foarte repede de pe pământ. Asta ar lăsa planeta pregătită pentru o altă civilizație inteligentă care să analizeze pietre într-un viitor foarte îndepărtat pentru a afla cine a trăit aici înaintea lor. Deci, chiar este posibil ca ceva similar să se fi întâmplat și unei civilizații inteligente care a creat tot felul de lucruri pe pământ, dar când a întâlnit probleme, fie a murit, fie urmele sale au fost șterse, fie au plecat undeva departe. Realizările lor sunt acum doar bucăți de gheață sau piatră care așteaptă ca oamenii de știință să le descifreze misterele. În acest fel, această realitate ipotetică ne amintește de un avertizment real, acela că planeta noastră nu va fi neapărat mereu la fel de primitoare. Nu putem spune cu certitudine că o civilizație avansată a fost aici înaintea noastră și nici că a evoluat atât de mult încât să părăsească planeta, dar în același timp nici nu putem nega asta cu dovezi clare. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!